Dimineața tuturor, este marți 22 februarie, de fapt miercuri, că a fost marți, textilele ăștia de nici nu mai dăm seama acum. Mergem să curățăm din nou o mașină, toată în deplasare, mergem acasă, la țară, luăm sculele și am decolat, ne auzim de pe drum. Am luat sculele, bac și mergem, facem treabă. Aceasta este mașina, acestea sunt sculele. Ne apucăm de ea și ne auzim la final. Și cam asta a fost și mașina. Acum mergem să facem un scurt clip pe care o să-l punem data viitoare pe YouTube cu superbitatea aceasta. Îi punem numerele, momentan sunt date jos, și după care mergem să facem clipul cu mașina. Pentru că mașina aceasta este și la vânzare și să vedeți cam
cam ce poate această mașină. Și gata, am terminat și mașina, mergem acasă. Cred că o să pun prima dată, mă gândeam să pun clipul cum am curățat apoi cu mașina, dar mai întâi cred că o să le pun prima dată clipul cu mașina, după care cel în care am curățat. Da, să sperăm că a ieșit bine. O să ne vină și microfonul, am văzut că tocmai a ajuns la curier, deci probabil săptămâna asta o să vină. Și acum mergem către casă. Sperăm ca din ce în ce mai să facem clipuri din ce în ce mai ok. Dacă aveți cumva vreo mașină. O mașină, nu contează ce mașină, pentru că orice mașină are povestea ei. Și doriți să apareți într-un clip video, nu ezitați să-mi scrieți pe Instagram. Și o să facem un clip cu mașinuța voastră. Eu n-am fost niciodată genul care să merg doar pe o anumită pe un anumit conținut. Am mers pe un conținut auto, nu contează dacă mașina este tunată, nouă, veche, nu contează. Cam acesta a fost clipul. Toate cele bune. Pa.